Bună, bună să vă fie inima! Gătim cu plăcere din plăcere, haide să o facem. Vreau să fac un aluat universal din care o să fac și ceva dulce și ceva sărat. Am 1 kg de făină, Barilla cu 2 de 0, 30 de grame de drojdie proaspătă. Eu o să fac la robot. 3 ouă, un praf de sare, 100 de zahăr, 50 de ulei de floarea soarelui și 100 de unt pe care o să-l topesc să-l răcesc. Dar o să-l pun la urmă după ce este amestecat la robot aluatul. Aici am 550 de lapte călduți. Dar acum să vedem, depinde și de mărimea ouălor și de făină. Eu o să pun treptat, treptat și vă spun precis câte mi-a intrat mie. Eu o să fac la robot, da? Să fie laptele călduț pentru a dospi mai repede. A intrat 550 de lapte. Am topit untul și l-am răcit. Am bătut ca un minut, două la viteză mică, la robot după am dat pe viteză mare. Acum pun pe viteză mică și pun untul, îl împăr de 2-3 ori până intră untul în aluat. Îl opresc și lăsăm la dospit pentru o oră. Asta este consistența la aluat. Acum poate vă intră, opa, poate vă intră mai mult lapte, poate mai puțin. Deci asta este consistența la aluat. Da? Un aluat foarte, foarte bun. Haideți să facem umplutura. Întâi încep cu cea sărată. Deci am 150 de telemea de vacă pe care am ras-o și cam 100 am tăiat mozzarella pentru pizza cuburi. Am 3 ouă și am 400 de iaurt. O să le amestec bine și asta e umplutura. Dacă nu aveți telemeaua sărată, puteți pune și sare. O să le amestec bine. Hai să o facem și pe cea dulce. Deci am cam 3 linguri, pun la ochi, 3 linguri de cacao. Aici am 150 de lapte. O să o amestec să nu fie cocoloasă. După pun 3 ouă și esență de rom. La urmă mai avem nevoie de o ciocolată de 100 de grame, o ciocolată amăruie sau ciocolată cu lapte, după gustul fiecăruia. Și asta e pentru prăjitura dulce, pentru prăjitură, pentru aluatul dulce. Ce bine miroase! Am uns blaful de lucru cu ulei. Aluatul nostru este dospit. Îl împărțim în jumătate. După fiecare jumătate, o facem bucățele. Da? Deci jumătate pentru aluatul sărat, jumătate pentru aluatul dulce. Am două tări. Una de 22 și una de 20, unde am pus hârtie de copt. Am dat drumul la cuptor la 180 de grade. Și acum tăiem bucățele fiecare aluat, da? Bucățele. Tot așa. L-am tăiat bucățele și băgăm bucățelele în umplutura făcută. După le turnăm în tavă. Astea o să le turn în tava de 20 și o să pun și bucățele de ciocolată, da? Deci amestecăm așa. Și torn în tavă.
așezăm și punem bucățele de ciocolată. Eu am 100 de grame ciocolată amăruie. Așa fac și cu astealaltă. Deci am tăiat bucățele. Aici am iaurtul, telemeaua și mozzarella. Tot așa fac. Pun tot aluatul înăuntru și după îl torn în tavă. Cuptor preîncălzit la 180 de grade. Vă spun precis cât o sta la mine. Cam 35-40 de minute. Eu pun amândouă tăbile odată. Amestecăm așa. Și turnăm în tavă. Da? Cel cu ciocolată a stat 40 de minute. Când am scos pe cel cu ciocolată, am scos și pe cel cu telemea și am luat inelul la tavă jos și am desfăcut hârtia de copt să coacă uniform și de jur împrejur. Faceți testul scobitoarea, acum depinde de cuptor, da? Dar vă asigur că încă mai arde și ăsta. Este delicios, delicios, delicios. Aia, arde. Deci 40 de minute. Ăsta a stat 50 de minute, da? Dar luați inelul și după faceți testul scobitoarea. Deci o mai stat încă 10 minute fără inel, da? Acum ăsta nu pot să-l rup pentru că mă arde, dar vă asigur că este deliciu. Dacă aveți gusturile mele, încercați. Simplu, rapid și delicios. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la sfârșitul acestui video. Cum mă repet de obicei, dacă aveți gusturile mele, încercați. Doamne ajută!